Alerte nocturne în sectorul Ciocan al capitalei după ce un microbuz parcat pe bulevardul Mircea cel Bătrân a luat foc. Incidentul s-a produs în noaptea de 20 spre 21 iunie. Flăcările au cuprins rapid vehiculul, iar la fața locului au intervenit prompt o unitate de pompieri, medici cu ambulanța, dar și poliția. Datorită intervenției rapide a echipelor de urgență, focul a fost stins în câteva minute, prevenind astfel răspândirea incendiului și posibile victime. Totuși, microbuzul a fost grav afectat, în special în partea din spate a vehiculului. Cauzele izbucnirii flăcărilor sunt încă necunoscute, iar autoritățile continuă investigațiile pentru a determina circumstanțele exacte în care s-a produs incendiul. Accident matinal în stânga Nistrului. O femeie a ajuns la spital după ce mașina pe care o conducea s-a tamponat cu un alt automobil. Totul a avut loc în data de 21 iunie, puțin după ora 9, într-o intersecție nedirijată de semafor din orașul Tiraspol. În urma coliziunii, șoferița a fost preluată de medicii de pe ambulanță și dusă la spital pentru a primi îngrijirile medicale necesare. Șoferul celuilalt automobil implicat a scăpat nevătămat. La fața locului a intervenit și un echipaj al pompierilor care a deconectat clemele de la acumulator pentru a anticipa producerea unui incendiu. Milițienii din regiune continuă investigațiile pe acest caz pentru a stabili care dintre conducătorii auto s-ar face vinovat de producerea impactului.